Bună Capricorn și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 3-9 aprilie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Capricorn, cât și pentru cei care aveți Luna sau Ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu aceste previziuni, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. Dragii mei capricorni, o săptămână în care Mercuri intră în taur și uite că apar tot felul de drumuri de făcut spre locuri dragi sufletului tău, uite că se îmbunătățește comunicarea cu persoana iubită, dar se îmbunătățește comunicarea și cu un copil. De asemenea, dragi capricorni, vedeți că veți avea tot felul de activități în comun. Fie cu copilul vostru, fie cu persoana iubită. Aveți șanse să cunoașteți pe cineva prin drumurile pe care le faceți sau prin socializare. De asemenea, uite că începutul săptămânii este destul de tensionat din acest punct de vedere pentru că fie pot apărea tot felul de schimbări bruște legate de o afacere sau legate de relația cu persoana iubită, relația cu un copil, plăcerile tale, pot apărea cheltuieli, pot apărea schimbări ale planurilor de viitor. Pe acolo există o instabilitate și vezi că este o perioadă în care ești așa sus, jos atunci când vine vorba de aprecierea pe care ceilalți ți-o oferă. Pe acolo vezi că mai e ceva de lucru nu știu, sau în prima uh, parte a săptămânii poate să fie așa o senzație că nu te simți confortabil într-o situație. Sunt niște vești de acolo care apar, niște chestii în privința cărora nu prea ești tu de acord. Da? Bun, uh, apoi tot săptămâna asta vine cu o discuție foarte serioasă, foarte interesantă pe care tu o vei avea și din care să știi că poți să înveți multe lucruri. Uite un sfat pe care îl primești din partea unui vecin, din partea unui prieten. Pe de altă parte, vezi că este o săptămână în care e ca și cum le predai celorlalți niște lecții sau să spun așa, înveți ceva, fi împreună cu Copilul tău, fie faci niște activități împreună cu persoana iubită, poți să rezolvi niște chestiuni, uite, legate de o mașină pentru alți capricorni, posibil uh, și acest uh, lucru, da? De asemenea, tot uh, această săptămână vine cu o lună plină în balanță, lună plină care, uite, este vindecătoare pe de o parte. Luna plină care pentru tine activează axa 40 și uite că luna asta plină vine cu o închidere, cu o transformare legată de reputația ta, legată de muncă, legată de statutul tău din punct de vedere socioprofesional. Adică ești un capricorn singur, într-o relație, mai casă, mai copil, cei cu viața ta. Ei uite că acolo se închide ceva. Unii capricorn probabil ați început ceva cam acum jumătate de an, undeva prin septembrie și uite că acum a ajuns la final acea etapă da? și toată povestea poate avea legătură cu niște chestiuni pe care tu le-ai de rezolvat în casă și în familie. Poate ai primit o veste atunci și uite că acum vezi și rezultatul. Pentru unii capricorni, da, este vorba despre schimbări care apar în viața privată și care bineînțeles că vor ieși și în spațiul public. Adică te desparți sau auzi de o despărțire, auzi de o schimbare, ceva acolo se petrece și uite că ai un noroc foarte mare și o susținere din partea unor prieteni, din partea unor grupuri de oameni. Susținerea vine de pe internet sau susținerea vine de la o persoană foarte puternică din jurul tău, da? o asociație, nu știu, un grup din care faci parte și așa mai departe. Sau chiar norocul vine prin a-ți schimba planurile acestea de viitor, pentru că nu știu dacă neapărat ți-ai propus să faci asta. Și tot această săptămână, uite, este foarte bună pentru tine, din nou, mai ales spre final, pe dragoste, este bună pe conversații, pe studiu, e foarte bun finalul de săptămână să te distrezi, să te simți bine, să ai niște discuții profunde. Și uite, data de 8 aprilie vine cu un eveniment plăcut, doar că e bine să... Ei decizia atunci și să rămână așa, pentru că pe 24 aprilie se repetă evenimentul și atunci nu e ok, pentru că Mercur va fi retrograd. Adică, vezi că vei lua o decizie legată de un parteneriat, o relație, fie o relație de iubire, fie o relație de familie. Pe acolo se decide ceva. Da? Poate să fie vorba despre o activitate în comun, poate să fie vorba despre. Niște promisiuni care se fac și e bine să fie lăsate așa, dacă ești și cunoști pe cineva, e ok tot înainte, da, însă încearcă să iei decizia acum și să nu mai revii asupra ei, cumva să nu amâni până pe 24 încolo, pentru că nu este ok, da, e ceva legat și de zona ta de confort, e ceva legat și de relația ta cu ceilalți. Hai să vedem, dragi Capricorni, și Arhanghelii ce transmit, ce trebuie voi să cunoașteți pentru această săptămână: 3-9 aprilie, dragi capricorn. Invincibilitatea spirituală, numerele importante pentru tine. 4 9 13 49 Albastru este culoarea care contează foarte mult pentru tine în această săptămână, auriu și roșu. Este o săptămână în care tu vei fi invincibil din punct de vedere spiritual și vezi că vei avea o luciditate foarte, foarte mare. Arhanghelul Mihail este cel care îți transmite un mesaj. Îți ofer discernământul spiritual forța adevărului și luciditatea spiritului, care îți sunt de mare ajutor în eliminarea tuturor adversităților. Cu alte cuvinte, tu vei fi foarte clar în gândirea ta, în sentimentele tale și vei reuși să iei niște decizii extraordinar de înțelepte. Vei reuși să clarifici o situație, vei reuși să rezolvi o problemă. Să vedem, dragi Capricorni, și tarotul ce transmite, cum anume sau relațiile tale în această săptămână, pentru că știu că este o perioadă și pentru tine destul de intensă, să vedem ce trebuie să cunoști. Wow, o săptămână frumoasă în mare parte, doar că este aici o problemă personală, da? Regina de băte, uite o legătură cu multe instituții în această săptămână, cu haină de stat, cu multe persoane, o negociere pe care o ai legată de bani sau o investiție pe care o faci. Niște bani pe care îi primești, niște schimbări care apar aici. Regina de băte vine cu o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Cineva îți va ridica moralul, te va susține, îți va fi alături în această săptămână, dar văd aici și faptul că reușești să rezolvi ceva important legat de o afacere pentru unii dintre voi sau ceva legat de o negociere. Eremitul, prima carte, o legătură cu Zodia fecioară. Uite că Eremitul aici să știi că îți spune despre faptul că săptămâna asta e posibil să nu comunici foarte mult cu ceilalți sau să comunici strict și la obiect despre ce ai nevoie. Eremitul vorbește despre o persoană care se retrage dintr-o situație sau s-a retras. Uh, multă înțelepciune, multă maturitate văd aici într-o relație sau în relațiile tale. Unii văd că aveți legătură cu o persoană fie mai în vârstă, fie este o relație veche aici. Trei de cupe la baza manifestărilor tale, o celebrare, o bucurie pentru sufletul tău, mergi la o petrecere sau uh, intri în contact cu un grup de oameni, ieși la un suc, ieși undeva cu trei de cupe. 5 de cupe în inima ta, uite, o supărare, e o supărare aici legată de o relație. Nu știu, stai așa cu mintea spre trecut și spui că ce bine a fost odată, ce frumos era odată și trăiești în trecut. Ei, vezi că ai persoane care îți sunt alături, da? ai persoane care te sprijină, persoane care te ghidează. Vei avea tendința să vezi partea negativă a lucrurilor și asta nu-mi place. Ar fi bine să lași da, aceste persoane să te ajute, să-ți ridice moralul. Șase de bâte în mintea ta. Văd aici o bucurie, o recunoaștere. Vezi că luna plină poate să vină cu o avansare pe de altă parte pentru alții. Șase de bâte reprezintă un succes pe care l ai sau o veste pe care tu o primești și pe care o împărtășești cu ceilalți. Regele de spade, regele de spade care ia niște decizii în această săptămână, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Regele de spade vorbește despre o persoană cu uniformă sau o persoană de stat este o persoană importantă aici pentru tine. Ai pe cineva care își face niște planuri în legătură cu tine. Doi de cupe. Uite că e cineva care ți este alături, cineva care vrea să te vadă, cineva care vrea să te scoată din această stare. Doi de cupe reprezintă un parteneriat sau reprezintă o întâlnire importantă pe care tu o ai. Tot doi de cupe vorbește despre liniște, despre pace, despre bucurie. Regele de băte, ultima carte, din nou, uite, regele de băte, regina de băte, o legătură de suflet pereche. Sau două persoane care lucrează împreună, două persoane care au activități comune, în mod special. E cineva aici care te va ajuta foarte mult. Poți să ai un succes, sau o bucurie, din partea unei persoane care vorbește foarte mult în public sau este o persoană care face afaceri, cineva care știe bine să negocieze, știe bine să-și impună punctul de vedere. Ideea este că ai persoane foarte puternice alături de tine, care te ajută, care -ți sunt alături. Eu nu văd neapărat chestii negative, ci mai degrabă este, este această stare de supărare, de tristețe. Da? Dragi capricorni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat apasă butonul alături de și acolo ai toate detaliile cum anume să devii membru în comunitate și astfel ai acces la toate previziunile bonus pentru toate semnele zodiacale. De asemenea, te invit cu drag la previziunile zilnice pe Zodi, la previziunile pentru luna aprilie, dar și la previziunile pentru anul 2023. Te îmbrăcișez și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.